Bun găsit, doamnelor și domnilor, chiar dacă e o perioadă în care oamenii se gândesc mai degrabă la petreceri, la ultima petrecerea lui 2019, este un caz pe care nu avem cum să nu-l comentăm în această perioadă. Este un caz extrem de grav și care se va lăsa probabil cu niște urmări la fel de grave. Vorbim, bineînțeles, despre ceea ce s-a întâmplat la Spitalul Floreasca. Vorbim despre cazul femeii de 66 de ani care a murit după ce a suferit arsuri în timpul unei operații la Spitalul Floreasca din capitală și care acest caz ia amploare. 4 anchete au fost deschise în acest caz. Între timp și Serviciul de Omoruri a deschis un dosar pentru ucidere din culpă. De asemenea, Ministrul Sănătății a anunțat că va face lumină în acest caz, iar cei vinovați vor plăti. Medicul Mircea Beuran este în mijlocul acestor acuzații. El, de altfel, ar trebui să dea astăzi și primele explicații pentru membrii Corpului de Control trimis de Ministerul Sănătății. Potrivit ultimelor sale declarații, acesta nu ar fi fost în sala de operații în momentul în care a fost operată pacienta. Cu mai multe informații, însă, vine chiar acum colega noastră, Alina Sorocean. Te ascultăm. Bun găsit, Mircea Beuran și toți angajații Spitalului Floreasca, cei care se aflau în sala de operație în care femeia în vârstă de 66 de ani a fost arsă, au dat explicații astăzi în fața Corpului de Control. Este o agitație mare, să spunem, în Spitalul Floreasca. O parte dintre angajați apelează deja la avocați potrivit surselor. Sunt informații care ajung la Ministrul Sănătății, Victor Costache. Ministrul spunea deja că are primele date ale corpului culese de Corpul de Control. Spune că au fost nereguli în cascadă și că săptămâna viitoare va avea raportul final, cel pe care îl va prezenta, bineînțeles, și opiniei publice. Sunt verificări care se fac și de către Serviciul Omoruri a Poliției Capitalei. Serviciul Omoruri a deschis deja un dosar penal pentru ucidere din culpă. Mircea Beuran ar putea chiar să fie audiat în calitate de martor în acest dosar, la fel și ceilalți angajați ai spitalului. Sunt verificări însă care sunt făcute și de către reprezentanții Colegiului Medicilor, dar și chiar de conducerea Spitalului Floreasca. Așadar, foarte multe anchete pentru a vedea cu exactitate ce s-a întâmplat. Aseară, vă amintesc că femeia în vârstă de 66 de ani a decedat în jurul orei 19:50. Ministrul Sănătății, Victor Costache, a transmis un mesaj de condoleanță familiei și a dat asigurări că va face tot ce va putea, atât el cât și personalul spitalului, cât personalul Ministerului Sănătății, pentru a scoate la iveală adevărul. Alina Sorocean, îți mulțumim pentru informații și între timp apar și niște detalii legate de persoana care a făcut operația propriu-zisă. Este vorba despre un medic care făcea parte din echipa medicului Beuran. Acesta însă a dat semnătura pentru că, spune Mircea Beuran, aceasta este procedura. Cel care coordonează echipa trebuie să dea semnătura. Pe de altă parte, tot el susține că nu era în sala de operație în momentul în care s-a produs tragedia și că are chiar dovezi în acest sens și că pot fi verificate de către anchetatori imaginile care au fost surprinse în spital. Să vedem însă despre cine este vorba în cazul respectiv. Cine a fost medicul care a făcut operația? Medicul care a coordonat operația în care a fost arsă pacienta de la Spitalul Floreasca este chirurgul Sebastian Vâlcea, care face parte din echipa medicului Mircea Beuran, au declarat pentru G4media.ro surse medicale. În schimb, raportul operator este semnat doar de Mircea Beuran, fără alte precizări. Asta deși raportul este semnat întotdeauna de medicul care a realizat operația, au precizat surse oficiale pentru G4media.ro. Informația potrivit căreia intervenția a fost coordonată de medicul Sebastian Vâlcea a fost confirmată ulterior de Mircea Beuran într-o emisiune TV. Vă reamintim că Sebastian Vâlcea este medic specialist chirurgie generală din anul 2014 și lucrează în echipa lui Mircea Beuran, cel care i-a și coordonat teza de doctorat. Mircea Beuran a mai spus că imediat după operație a sunat directorul medical, managerul spitalului și medicul care coordonează blocul operator și imediat la ieșirea din blocul operator a stat de vorbă cu familia pacientei față în față. Beuran a menționat că sala în care s-a produs incidentul nu a fost sigilată, ei susținând că ar fi fost necesar acest lucru pentru a se face o anchetă. 4 anchete au fost deschise în acest caz. O echipă a Ministerului Sănătății a fost din nou duminică la spital pentru a sta de vorbă cu cei implicați.
Da, comentăm pe această temă cu colega mea Mirela Dinică. Mirela, e un caz în care vorbim despre, și de asemenea trebuie să spunem, este Daniel Mărgărit alături de noi. Bun. Dar vorbim despre cazul acesta care ne-a atras atenția tuturor. Vorbim despre o modalitate defectuoasă de a pune problema și la nivel de comunicare, și despre o criză de imagine, și despre o tragedie. Bineînțeles, în primul rând vorbim despre o tragedie și vorbim despre ceva care ar merita să fie lămurit pe viitor, pentru că pare a fi incredibil că un medic nu ar ști să folosească în mod corect bistruiul. Da, este un caz destul de grav ceea ce s-a întâmplat. Dă foarte mult de gândit și din punct de vedere al comunicării, pentru că, iată, de la bun început ni s-a prezentat știrea ca și cum medicul Beuran ar fi fost de vină și ar fi operat pacienta respectivă. Ulterior se dovedește că, de fapt, nu era în sală și a fost chemat ulterior. Este clar cumva că cel care sau persoana care a transmis știrea și a dat-o către mass media a dat-o dintr-un unghi, doar dintr-o singură perspectivă, aceea de a-l scoate pe medicul Beuran vinovat de acest caz. Acum nu știu dacă are vreo importanță faptul că medicul Beuran este membru PSD sau nu, poate să fie o conotație politică. Nu știu dacă are vreo legătură în general, pentru că nu, în mod normal nu ar trebui să aibă nicio legătură, dar iartă că nu putem să nu facem aceste conexiuni și să nu ne gândim și din această perspectivă. Că, da, până la urmă, alegerile fiecăruia nu ar trebui să aibă vreo legătură cu meseria. Absolut deloc. Dar, oricum, este tragic ce se întâmplă și nu m-aș fi gândit niciodată că un pacient, eu cel puțin, nu m-aș fi gândit niciodată că un pacient ar putea să ia foc într-un bloc operator pe o masă de operație în timpul unei intervenții. Deci, iată, vorbim despre o tehnologie avansată pe care dacă nu știm să o folosim adecvat, ea poate fi, cumva se poate întoarce împotriva pacientului. Iar îmi pun problema acum, un medic nu știe să utilizeze această tehnologie și nu-și pune problema că un bisturiu electric nu este compatibil cu un anume dezinfectant sau soluție sterilă ce s-a întâmplat acolo. Dar revenind la la acest caz și nu a participat, nu era în acel moment în bloc operator, nu știu cum am putea să-l scoatem vinovat la distanță. Înțeleg că a venit cu dovezi că nu ar fi fost prezent. Ce a fost chemat de acasă în regim de urgență. Ce nu pot să înțeleg în toată povestea asta, eu ca jurnalist nu pot să înțeleg, faptul că informația într-adevăr a pornit de la un om politic, trebuie să spunem acest lucru, nu a pornit din presă, și e ciudat că a ajuns pe această filieră, ar fi trebuit să se știe, ar trebui să știe Ministerul Sănătății de incidentul de acolo, dar ciudat este totuși că una dintre persoanele citate de domnul care a făcut cu publică informația, și anume asistent, a spus că a operat medicul Beuran. Adică l-a confundat, nu știa că domnul Beuran să ne înțelegem. Informația a pornit de la un membru USR despre un doctor care este membru PSD. Nu avem cum să ignorăm aceste lucruri. Crezi că e vorba de o răfuială politică? Ar fi o ipocrizie să ascundem sub preș aceste lucruri. Da? Deci, domnul care a livrat informația este un membru USR, domnul doctor, un membru PSD. Iată că avem un conflict. Doamna asistentă picată, cea care a dat informația și nu știu cum această sursă este brusc anonimă, spune că era doctorul în blocul operator. Dacă e vorba de o răfuială politică, aici nu știu cât de mult ar mai conta. A murit un om în urma unei greșeli, se pare. Aici ar trebui să aflăm exact despre ce este vorba. În legătură telefonică directă cu noi, Liliana Năstase, senior editor BMU TV. Liliana, bună ziua! Bună ziua! Știm că au început mai multe anchete. Ce știm în momentul acesta? Pentru că ar trebui măcar să avem niște certitudini. A fost sau nu cel care a operat Mircea Beuran? Pentru că așa ni s-a spus inițial. Asta a fost informația pe care ne-a livrat-o deputatul USR. Că, da, întâmplător este vorba de un om politic, cel care a făcut public această informație. Cum că Mircea Beuran ar fi greșit și a fost aruncată o găleată de apă? Adică erau și niște detalii.
greu de digerat. Sincer vă spun, nu cred că cineva și-ar fi luat o asemenea vină asupra lui doar ca să-l salveze pe Mircea Beuran sau pe oricine. Însă lucrurile pot fi depistate mult mai simplu, dincolo de declarațiile de martor sau ce declarații se vor da la Ministerul Sănătății, la parchet și așa mai departe. Acolo, în sala de operație, există camere de luat vederi. Ori, imediat, acele camere de luat vederi ne pot da un răspuns 100% fără a avea niciun fel de îndoială. Dacă domnul Beuran s-a aflat în sala de operație în acele momente, sau dacă nu s-a aflat. Însă acum știți care e treaba, că era, că nu era. Acolo totuși a murit un om. Acolo s-a făcut o greșeală. Că nu fiecare zi te duci la spital și ei foc pe masa de operație. Asta este problema. Cine a greșit? Cum a greșit? Și bineînțeles să răspundă. Este un dosar penal, bineînțeles, de ucidere din culpă. Dar asta se face în orice, se deschide automat acest dosar, în orice caz în care moare o persoană. Este logic, nu s-a deschis pentru că aici a rezistat la suspiciuni supranaturale. S-a deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpă, pentru că așa prevede procedura. Vor fi chemate la audier toate persoanele care se aflau atunci acolo și bineînțeles că dacă se dovedește că a fost o greșeală umană, se va începe urmărirea penală și împotriva persoanei respective. Însă uciderea din culpă în România nu este nimic, cel mult un an, doi cu suspendare. Bun, ce voiam totuși să te întreb, Liliana, în cazul acesta, dacă avem un medic care a făcut operația propriu-zisă și un alt medic care este coordonatorul echipei și care și-a pus semnătura pe operație, dacă se dovedește că a fost comisă o greșeală, plătește, mă rog, teoretic vorbind, da, aici facem abstracție, că e vorba de un medic cunoscut, plătește și persoana care și-a pus semnătura și persoana care a făcut operația, sau cum se consideră? Nu, înțeleg că domnul Beuran era șeful echipei de operație, nu în acest caz, cu celălalt medic făcea parte din echipa sa. Ca unul din medicii echipei să facă o operație singură, îi trebuie semnătura șefului de echipă. Ulterior, legal, nu este ceva ilegal. Da. Nu este obligatoriu să opereze împreună tot timpul. Poate sunt în concediu, poate unul e bolnav, poate nu știu. Era așa, prevede procedura. I-a dat acea semnătură și probabil de aici a și izbucnit tot acest scandal. Fiind semnătura pe foaia de operație, s-a concluzionat că ar fi fost înăuntru Mircea Beuran. Dar nu poate știu, fi tras și el la răspundere? Poate fi tras și el la răspundere pentru că și-a pus semnătura? Nu poate fi tras la răspundere pentru că este ucidere din culpă. Uciderea din culpă are o legătură directă. Nu poți să ucizi pe cineva de la depărtare dacă nu se află acolo. Eu nu știu dacă se afla, pentru că nu au dat încă camerele de la vederi. Unul spune că se afla, dumnealui spune că nu se afla. Și acum eu tind să cred că nu se afla, nu îl cunosc pe domnul Beuran, nu vreau să iau apărarea, pentru că nu cred că un alt medic și-ar fi pus, să spun, libertatea și cariera în joc ca să-l salveze pe domnul Beuran. Nu cred lucrul ăsta. Da, îți mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și pentru explicații, Liliana Anastase. Ni s-a alăturat și chirurgul Marek Vâlcu. Și mulțumesc foarte mult că ai alături de noi, chiar dacă noi ne pregătisem să vorbim despre alte lucruri, dar nu pot să nu vă pun o întrebare legată de ce s-a întâmplat acolo. Operați, da. Folosiți acest bisturiu, folosiți inclusiv aceste materiale, da. Substanțe speciale. Cum a fost posibil, din punctul nostru de vedere, ce s-a întâmplat acolo? Să știți că poate să fie vorba de o eroare umană acolo, și anume o eroare superficială, în sensul că aceste lichide noi le folosim, unele sunt pe bază de soluție apoasă, deci nu pot să ia foc, și altele sunt pe bază de soluție alcoolică. Probabil că pe ele scrie chiar soluție alcoolică, risc de flamă. Și este posibil cineva să-i facă o încurcătură acolo, ceva în genul ăsta se poate întâmpla. În general, trebuie să ne gândim că aceștia sunt niște oameni cu o experiență fabuloasă, ei sunt 24 de ore din 365 de zile
secundă de secundă prezența acolo. Și au și o experiență mare, pentru că un spital de urgență nu se poate compara cu un spital de cronici. Și aici oamenii aceștia întâmpină fel de fel de cazuri sofisticate, complicate și de aia sunt foarte pregătiți. Că se poate întâmpla un mic incident ca acesta, uite, el se transformă într-o chestie nefericită. Dar în realitate trebuie să pornim de la premiza că nicio acțiune umană nu are 100% grad de succes. Toate au un grad de eroare, da? Gândiți-vă, sunt mărci de mașini la care noi ne uităm pe stradă, vai ce frumoase, și vezi la televizor că a chemat cu tare firmă, îmi dau firme, 100.000 de bucăți, 100.000, 700.000 pentru probleme, ia foc, nu știu ce, nu se închide ceva. Așa că gândiți-vă că nici doctorii sau cadrele medicale sunt și ei oameni într-un final și se poate întâmpla de la o substanță inflamabilă, uite ce se poate întâmpla. Dar, doctor, dacă îmi permiteți, producătorul acelor catetere sau ce naiba sunt substanțe electrice... Substanțe dezinfectante. Nu, producătorul aparatelor spun acelor bisturiuri, a nu se folosi cu substanța inflamabilă... Se spune, dar nu știi când ți aduce substanță, poate să fie o eroare la depozit. La depozit se gândea la sarmale și la cozonac, scoate din raft altă cutie și așa nu se uită nimeni, că probabil tot cu probleme de ăsta aveau. Dar așa? Există și, să zicem, extintoare pentru sala de operații special gândite, cumva, vreodată? Cred că orice cameră trebuie să aibă un extintor. Nu, special, bănuiesc că peste operație nu poți. Aici să s-a spus exact că s-a aruncat cu o găleată de apă, ceea ce sună într-adevăr de filme de groază. Nu poți într-un mediu steril să arunci cu o găleată. Spune cine până la urmă. Una dintre asistente. Asistentele poate să spună... Ar trebui să fie imagini cu asta. Exact. Adică că s-a ajuns la o știre de genul ăsta, că și văd o asistentă luând o găleată de apă și turnând-o peste pacientă. Nu e ca și cum era un foc în curte și a arunci. Sigur, era în bloc operator, era un extintor, două, trei, ele sunt verificate, spitalele sunt verificate de ISU, de așa... Și probabil că toți, și eu am normele astea, și eu am extintoare peste tot. Îmi plac, nu-mi plac, el stă acolo frumoase, roșii și obligatorii. Utile, da. Da. Acum, dacă gestul cu găleata a fost primul gest reflex, dacă a venit cineva și cu extintorul, dacă cineva, deci nu ne dăm seama exact ce e acolo. Este o anchetă care va urma, sau care este în curs de derulare, și cred că acea anchetă este cea care va hotărâ cine, cum și ce. Tragem concluzii pripite acum. Sunt oameni de mare valoare care trebuie să respectați totuși. Dar credeți că o normare mai exactă a procesului operațional, credeți că este incompletă normarea sau metodologia? Sau... Nu. Asta se întâmplă peste tot în toată lumea asta. Deci fel de fel de incidente din acestea o să găsiți oriunde, și la spitale de lux, și la spitale de stat, și la spitale pentru oameni mai puțin bogați. Peste tot o să găsiți în lume situații din astea. Deci nu e vorba de o normală sau de o eficientizare care lipsește, nu. Eficiența este foarte bună. Gândiți-vă, medicul român, el se chinuie de atâta timp și el face minuni, cu toate că pe vremea lui Ceaușescu nu existau alte aparate ca acum și tot medicii români aveau o faimă foarte bună sănătate. Sunt pacienți care vin, domne, eu nu mă operez pe aici unde locuiesc eu, nu dau așa. Cu toate că toți am vrea să ne mutăm acolo cu toții, așa? Dar gândiți-vă că acei oameni vin, eu n-am încredere în ăștia, eu vin aici în Românica mea unde știu că aici e bine. Și oamenii au dreptate și au și experiență și au și o atitudine pozitivă față de medicina românească, care această s-a câștigat, medicina românească a câștigat o stimă, tocmai prin această fază. Medicii au fost bine pregătiți, dotarea lor a fost și insuficientă și poate mai suficientă e și acum, dar au făcut treabă bună și omul s-a vindecat. Pe de altă parte, nu putem să uităm că la un moment dat, acum câțiva ani, am avut un incident cu un bisturiu electric. Un medic care s-a electrocutat el pentru că acel dispozitiv pe care îl folosea și care ar trebui să fie sigur, da, că spitalul se ocupă de mentenanța acestui instrumentar, medicul respectiv a avut de suferit din cauza... Da, desigur. A făcut un scurt circuit. Spitalul se ocupă de mentenanță, da. Spitalul se ocupă de mentenanță în sensul în care comanda anumite instrumente, ele vin. Nu știi ce este în pachetul respectiv și n-ai de unde să știi dacă este acel bisturiu defect sau nu, sau, în fine, orice aparat care vine. Dacă el a fost nou și s-a
desigilat în momentul ăla n-a fost verificat, evident că se întâmplă și astfel de cazuri. Dar, la fel, în părerea mea, în acest caz, pentru că sunt convinsă că în, hai, nu în lume, în România, sunt o grămadă de cazuri de acest gen care nu sunt mediatizate. Aici vorbim de o mediatizare cu țintă directă. Crezi că este, este o răfuială? Evident. Acum... că este, adică, cel puțin așa pare. Dincolo există de... la un anume nivel acest, acest incident. Dincolo de aceste, nu știu, poate ai dreptate. Nu avem de unde să știm, lucrurile sunt neclare în momentul acesta. Încă nu știm nici cine era măcar în, în sala de operații, da, deși se... operațiile, din câte știu, sunt înregistrate, nu? Inclusiv în sala de operații. Se tot practică, haideți să ne aducem aminte de, nu mai țin minte exact ce nume, cu medicul de copii, nu mai zic... Burnei. Exact, când a fost și cazul respectiv, de unde era un mare zeu și o mare eminență, cineva, într-un fel, i-a făcut ce le-a făcut și peste noapte a devenit un fel de ucigaș în serie. Adică, știți... Dar poate și noi avem o problemă ca societate. În avem momentul în care de ani de zile consider un om îngerul copiilor sau salvatorul nației, ani de zile acel om este portretizat așa, ca fiind un personaj de excepție, avem noroc că nu a plecat în străinătate și că a rămas aici să opereze. Și după aceea se întâmplă ceva și avem într-adevăr o imagine la 180 de grade. E o greșeală aici, să faci o greșeală aici? Da. Cred că se încearcă să tragă concluzii mult înainte de a se termina ancheta, procesul sau așa ceva. Eu cred că un medic care este inculpat de ceva, de orice, el ar trebui lăsat să se deruleze ancheta, să se apere în fața justiției și de-abia după aia, domnule, ăla a fost un om rău sau a fost un om bun sau a greșit sau a avut un ghinion. Noi luăm de acum, deci oricine, i-am să vă spun cinstit, mă uit la televizor și apar fel de fel de oameni care reclamă. Nu știu să scrie, nu știu să citească, e un avocat în spate, hai zi, gata, omul zice, și dau cu pietre în fel de fel de doctori care și-au făcut treaba bine, poate cazurile respective, acesta era sfârșitul lor, așa, dar sunt făcuți în toate felurile, sunt așa de ocară, datorită faptului că cineva a apărut și alții au tras concluzii și au dezvoltat această idee. Eu nu cred că ar trebui acești oameni judecați așa din prima. De exemplu, nu putem să judecăm o firmă mare de mașini, că tot eram cu mașinile, care au făcut o eroare și oamenii zic... Și nu se supără nimeni. Nu se supără nimeni. Da, aici totuși vorbim de viața unui om. Dar din păcate medicii, oricât de bun ar fi, n-au voie să greșească niciodată, din păcate. Și orice carieră a avut un medic, mă iertați că m-am întrebat, poate să aibă o carieră strălucită dacă a greșit o singură dată, să dă cu buretele peste cariera lui, din păcate. Eu dacă greșesc în jobul meu sau noi dacă greșim în jobul nostru, ne cerem scuze, reparăm și nu s-a supărat nimeni. Dar, din păcate, medicii sunt blamați în clipa în care au greșit, cât uși de puțin. Revenim după publicitate, rămâneți cu noi. Și de asta voiam să vă întreb. Ce pot să facă peste noapte? Adică vine cineva la dumneavoastră să spune: domnule doctor, faceți-mă frumoasă, luați-mi 10 ani de pe față. Ce se poate face? Se poate face un hialuronic. Botoxul acționează cam în 21 de zile, avea rezultatul final, dar hialuronicul se vede în 10 minute. Se poate face un laser. Avem lasere care descoamează foarte fin, nu-ți dai seama că o să fii câteva ore roșu, după care gata, dă revelion. Dacă mâine am niște hialuronice, am și un laser și seara de revelion sunt ok fetele. Deci, nu am nicio treabă. Poate să-ți ia o injectare cu hialuronic, care trebuie să le explicăm înseamnă, cum se face această injectare. Hialuronicul este un constituent natural al pielii noastre și el a fost descoperit pentru a umple o serie de șanțuri. Șanțurile astea ne îmbătrânesc. Cum ar fi? Avem aici un șanț la nivelul ploapei inferioare. Apare un șanț care brăzdează obrazul. Avem alte șanțuri la nivelul feței. E bine, aceste șanțuri, fiind mărite în volum, dispar. E o chestie care se întâmplă în câteva secunde. Și aceste șanțuri dispărând, o să-ți dea un aspect de întinerire. Uh-huh. Efectul acesta durează între 6 luni și un an de zile. Chiar dacă peste un an de zile nu mai vrei să faci această procedură, din N motive, este foarte... O să observ că peste un an de zile nu o să mai fi ca în ziua operației. Pentru că acest hialuronic, el lasă acolo o tramă de țesut conjunctiv și ăla
mărește zona respectivă, nu atât cât a fost inițial, dar în timp, adunând de 4-5 ori ședințe cu acid hialuronic, uh-huh, efectul este permanent. Nu mai trebuie să mergi la doctor după aia. Cu botoxul nu e așa. Uh-huh. Cu botoxul trebuie să faci la început la o lună, la 3 luni de zile, după care la 6, la 9 și perioada se alungește până la un an de zile. Și toate acestea se fac injectabile. Laserul, da, este o intervenție la nivelul feței cu un aparat, probabil. Da, cu un aparat laser care face o mică descoamare a pielii și atunci pielea este mai lucioasă, mai frumoasă și porozitățile de care suntem toți nemulțumiți se micșorează și ele și e ok. Și bineînțeles, ca să se destindă fața, un cadou frumos din partea unui domn, de ce nu, o blăniță roz, de ce? Da, roz. Cum se poartă? Ce se mai poartă? În primul rând, dacă doamnele tot merg la revelion, vreau să atingem un subiect. Multe ignoră capa sau etola de blană. Acum, pe timp rece, mai ales că suntem scoși afară la fumat, o etolă sau o capă este binevenită. De ce? Este cam urât să intri cu... De obicei, haina de blană o lași la garderobă. Chiar dacă este un bolero scurt, e urât să-l lași, să-l pui pe scaun, pe spătarul scaunului. Capa de blană sau etola poți să o ții înăuntru, mă rog, dacă ți este frig, o dai jos, o poți pune pe scaun și în același timp nu ești obligată să-ți dezbraci soțul sau prietenul de haină când ieși afară la fumat. Mi se pare foarte urât când iese câte o doamnă cu haina a soțului și acesta în cămașă puțin transpirat iese la minus 6 grade. Da, îl supune riscurilor de pneumonie. Cum se poartă o capă, tocmai? Pentru că e acel gen de îmbrăcăminte pe care ne imaginăm purtate doar la o rochie de seară, o rochie lungă de seară. Poți să porți capă, nu știu, cu pulover și cu blugi? Da, și poți să poți și în pulover și blugi. Se poartă, că acum se poartă foarte mult blană. Poți să o poți și la un palton, poți să o pui peste un palton, peste un de pies, peste o geacă, este foarte versatilă o capă de blană. Și o capă de blană este o investiție pentru, e lifetime, să spunem așa. Nimeni, dacă cu o rochie, datorită social media, nu poți să mergi de două ori în același loc. Da, pe așa vremuri, deja pe Instagram. Da, când eram noi mai tineri, puteai merge în două, trei locuri, că erau două, trei cercuri diferite. În momentul de față, dacă ți-ai pus poza pe Instagram, s-a terminat, nu mai poți folosi. Nimeni nu o să râdă de tine că ai aceeași capă de 10 ani. Crezi că e puțin, nu știu, exagerată această nebunie legată de revelion? Pentru că în alte țări, de exemplu, nu se întâmplă nimic. Oamenii eventual ies să vadă artificiile de la miezul nopții, după care se întorc acasă și văd de treabă. Crăciunul e mai important, în schimb. Noi și rușii am avut, comuniștii au vrut să ne atragă, să ne distragă atenția, uh-huh, de la Crăciun și au mărit importanța revelionului. La noi, la ruși, la fostele țări comuniste, revelionul era chiar mai important decât Crăciunul. Dacă cu domn doctor ne aducem aminte. Acum Crăciunul din nou a devenit important, dar n-am uitat de revelion. Afară, în străinătate, la 12. Bine, acum, de ce ne-am dorit să fim, că tot e la modă, ne dorim o țară ca afară, să fim ca afară. Mie personal, noi suntem balcanici, avem sânge balcanic, noi suntem, dacă vrei, și un pic latini. Arde și fierbe sângele noi. Mie mi se pare foarte frumos că petrecem până dimineață, începem petrecerea de pe la 7 după amiază și se mai termină a doua zi după 12 ore. Duceți-vă în străinătate, că e o tristețe fără margini. Așa. Până la urmă, de ce să nu sărbătorim? De ce să nu ne bucurăm? De ce femeile să nu fie frumoase, să poarte o capă, să-și facă toate intervențiile posibile? Doamnelor, nu mai fiți mândre de ridurile dumneavoastră, ștergeți-le, că este foarte important să le ștergi. Ce-i cu să stai cu fața brăzdată de riduri și să fii mândră că ia uite ce frumos am îmbătrânit. Se văd anii pe față. Se vede experiența. Revenim în câteva momente, rămâneți cu noi. Pe față cu laser și cu o injectare cu hialuronic? Până la 10 ani, fără probleme. Câți ani trebuie să aibă persoana care vrea să facă pentru prima dată un astfel de tratament? Poți să începi, nu știu, la 20 ceva de ani să vii? Poți și la 20 de ani, dar la 40 are mai mult efect. La 50 iarăși are mai mult efect. Arăți de 40, arăți de 35. Am doamne care au de 55 de ani, 60 și arată 30-40. Dar trebuie luate din timp?
Trebuie, eu știu, să fie o ritmicitate în tratamente. Adică ți-ai făcut astăzi peste 6 luni, iar faci, pe urmă iarăși lași o perioadă mai mare, 6 luni, peste un an de zile. Doamne care vin acum o dată pe an. Și e totul foarte bine, nici nu știi ce vârstă au. Deci poți să faci o dată pe an un hialuronic înainte de Revelion, eventual. Eventual, da. Prezentabilă. Ei, și cu o capă frumoasă, cum spuneam. Și care mai e tendința în domeniul blănurilor? Se mai poartă blănurile naturale sau am trecut pe artificial? Nu, se poartă mai mult ca oricând. Sunt vopsite în fel și fel de culori. Se poartă iarăși blană cu păr mare, vulpea, dar orice fel de blană. Blana sintetică este fake, arată cheap și în același timp este foarte, nu este foarte poluantă. Poluantă? Este poluantă, este foarte poluantă. Dar știi că am mai discutat că se degradează într-un timp foarte mare, sute de ani. Nu este un produs sustenabil. Nu este un produs sustenabil. Pe când blana naturală este un produs sustenabil. Păi și ce ne facem cu toate organizațiile care luptă împotriva folosirii blănurilor naturale? Oricine, orice face, se va găsi cineva să se ridice, să dea cu pietre. Este adevărat, domnul doctor? Și dacă faci lucruri bun, și dacă e lege. Întotdeauna se găsește cineva. Toate aceste organizații sunt mânate de către interese financiare. Bun, pe de altă parte trebuie să spunem că și în România e o dispută pe această temă. Dom'le, ce purtăm? Mai e la modă să purtăm blana naturală sau trecem pe blana artificială? Că nu este vorba de modă. Este vorba că o haină din blană naturală iarna ține cald și te protejează, că din toate timpurile strămoșii noștri se îmbrăcau în piei de animale la început. De ce să nu le purtăm și noi? Pe când o haină sintetică, de exemplu, pe lângă că nu ține, nu este foarte călduroasă, ai spălat-o o dată de 2 ori, că am avut și eu, și o pui la coșul de gunoi foarte frumos. Dacă ținem seama și de faptul că ea se deteriorează în 5-600 de ani, 5-600 de ani durează. Așa poluăm și planeta și atunci la ce bun să umblăm cu aceste cârpe sintetice, da. Când mai bine ți-ai o haină odată și o porți 10-15 ani. Poți să o porți până la 30 de ani, poți să o restilizezi de 2 ori, îi dai din nou viață, poți să faci o haină nouă de 2 ori din ea. Că este mult natural. Mai ieftin. Și mult dacă mai avem o haină practic. Veche de la mama, da? O haină de vulpe și o modelă de acela dacă mai dacă nu este foarte, foarte veche să se deterioreze pielea, poate fi restilizată. Adică dumneavoastră puteți să-i faceți o capă în loc de o haină orice, de acea... Și o altă haină, alt model. De obicei una puțin mai mică, n-ai doar să mai pui ceva. Da, dar de obicei se restilizează. Noi restilizăm și asta este avantajul blănii și hainelor de blană naturale. Sunt procese sustenabile, practic din același material îți faci 2-3 haine. Bun. De-a lungul timpului. Din păcate a trecut timpul foarte repede și eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Și eu vă mulțumim. Un an nou bun, cu rezultate bune și cu tot ce vă doriți. Noi revenim de la fix, vorbim despre o modă în România de a ajunge în noaptea de Crăciun sau de Revelion la urgențe. Știți dumneavoastră de ce? Cum să evităm astfel de situații? De la fix discutăm.